Acest studiu serios și consistent se integrează într-o colecție serioasă de unde recrutăm vrând bibliografii pentru licență și dizertații, deci va ajunge spre chinul celor de la academiile de comandă un titlu de referință, așa cred. Însă, dincolo de această limită bibliografică, este o carte, așa cum chit că mă repet, mă gândeam eu că va putea să scrie. N-am crezut că va fi atât de groasă și cu atât mai bine pentru toată lumea. Deci e un studiu care s-ar putea să deschidă un apetit de cercetare pentru acest jurnalist despre care vorbim astăzi, care într-adevăr se completează cu totul fericit și cu ceea ce face în redacție și mai ales cu ceea ce face în teatrele de operații militare. De ce Războiul ca spectacol? Pentru că așa îl vedem prezentat, aproape indiferent de cum este realitatea teatrului de operații. E suficient să ne uităm la orice jurnal de știri, la orice emisiune de televiziune care prezintă război și o să vedem burtiere alarmante, o să vedem că și România e în război, chiar dacă nu e. Volumul, de fapt, aș zice că invită la prudență. La prudența asumată, așa cum există ea la orice telespectator, să zicem, la orice spectator care merge la un film sau la un teatru. Știe că acolo e o ficțiune, știe că acolo sunt până la urmă niște convenții. Publicul, în general, este, cum știm, de multe ori robul unor anumite imagini, unui anumit tip de discurs și de cele mai multe ori nu este, cred, cu foarte rare excepții, capabil să discearnă între ceea ce îi se oferă și ceea ce poate să citească, să afle, să descopere printr-o investigare suplimentară. Adică media, în general, din punctul meu de vedere, formează anumite convingeri și, din nefericire, și foarte greu de schimbat. În seara asta am văzut un film făcut de Dan Mireanu, am vorbit despre o carte și tot acest eveniment a fost un eveniment rotund, a fost o întâlnire rotundă și plăcută. Cartea, de asemenea, având și o cercetare, o importantă cercetare calitativă, nu cantitativă, e vorba de interviuri, dar practic interviurile sunt poveștile acelor oameni. Dincolo de dorul de cei dragi de acasă, de copii, de familie, a căpătat o experiență deosebită ca militar, dar și ca jurnalist, că până la urmă ne ducem către meseria noastră de jurnaliști. Acolo sunt reperele noastre. Îmi asum în totalitate că acest film este un exemplu, dacă vreți teoretic, pentru facultatea de jurnalism, de cadraj mediatic. Este baza aeriană Kandahar, care, deși e prezentată sub forma unui documentar, este dintr-un unghi al celui care a realizat filmul, al militarului care a fost în misiune șase luni, șapte luni, de fapt, în Kandahar și care a văzut într-un fel.